precipitațiilor. Avem microfon? Nu, 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 cred că ne auzim, nu e nevoie de microfon. Da. Să mă prezint. Sunt profesorul de fizică, profesorul Gevat, directorul școlii Sfinții Materii, Brâncoven. Un prieten, un apropiat al domnului președinte al Fundației Sfinții Materii Brâncoven, domnul Marcel Băuroș, un prieten al Fundației, de fapt, și al școlii. Am onoarea să prezidez această conferință, dar în ultima clipă mi s-a oferit această șansă și această posibilitate. Nu sunt pregătit deosebit să prezint o astfel de conferință, cu toate că am prezentat foarte multe ședințe, am prezentat foarte multe ședințe, conferințe, dar un astfel de eveniment deosebit este o onoare pentru mine. Cred că ați primit cu toții invitația, o invitație, un model conceput de afiș și de invitație. Conferința se numește Iubesc acest popor, scris tricolor, observați, Iubesc acest popor. Conferință intitulată și o sărbătoare a iubirii. Știm cu toții că astăzi sărbăm nașterea poetului nostru național, Mihai Eminescu, și totodată Ziua Culturii Naționale. Am lecturat cele trei articole ale acestei legi. E o lege simplă, cu un conținut foarte simplu. Pur și simplu trei articole, numai că articolul 2 are două aliniate. În care spune că ziua de 15 ianuarie se declară Ziua a Culturii Naționale Românești și lasă la latitudinea fundațiilor, asociațiilor, organizațiilor să organizeze activități dedicate acestei zile și sigur că nu ne putem dezlega, să zicem așa, să nu vorbim și despre poetul nostru național. Astăzi vor conferenția câțiva invitați de onoare fundații, statornici de fundații, Sfinții Materii Brâncoven, și acțiunea pe care o prezidez acum este de fapt o prelungire a unei activități pe care noi am avut-o la școala noastră, când elevii noștri au participat la timp de 2 ore diverse activități organizate în cadrul școlii, activități dedicate poetului nostru, prin vizionări de filme, recitări și crearea unor panouri ilustrate, colorate și așa mai departe. Fiecare clasă, la nivelul respectiv, a prezentat ceva, a finalizat această zi cu ceva. Dacă aveți timp, sunteți invitați noștri să vizionați holurile liceului nostru, școlii noastre, pentru a, să zicem, aplauda împreună creațiile acestor copii. O să, am spus că e o prelungire a activității noastre la școală, avem ca prim invitat pe elevul nostru din clasa 8-a, elevul Matei Benescu, care va deschide, să zicem, conferința noastră, continuând cu ceilalți invitați. Poftim, Matei! Mulțumesc frumos!